Mai mulți șoferi din Polonia au blocat accesul la o benzinărie ca protest contra creșterii prețurilor carburanților la niveluri istorice. Sunt de așteptat noi proteste, deoarece experții cred că scumpirile vor continua din cauza embargoului impus de Uniunea Europeană petrolului rusesc. Conform ziarul financiar.ro, polonezii se plâng de cele mai mari scumpiri ale carburanților din Uniunea Europeană, în timp ce ungurii se laudă cu cele mai mici prețuri. Acolo, guvernul a plafonat prețurile și nu a umblat la TVA. Preț de câteva ore în orașul Stargard, cetățenii au organizat un protest început de o comunitate pe Facebook. Aceștia au ales să boicoteze constant în fiecare zi câte o stație PECO prin oprirea mașinii în zona pompelor timp de câteva ore. Evident că mașinile care sunt în dreptul pompei cumpără ceva, un biscuit sau o cafea, iar alte câteva sute vor face coadă în spatele lor timp de câteva ore. Stația PECO, care urmează să fie boicotată, este cea mai răspândită din Polonia, compania Orlen. În România, șoferii tac în papuci și nu forțează în niciun fel guvernanții și vânzătorii de produse petroliere, în ciuda faptului că prețul de la pompă a depășit 9 lei și 14 bani pentru motorină și 8 lei și 60 de bani pentru benzină. Petrom este liderul pieței de distribuție a carburanților din România, cu o rețea de 561 de stații de distribuție, dintre care 401 Petrom și 160 OMV. În prezent, în Polonia, motorina se vinde cu un preț de 7 lei și 69 de bani, iar motorina se vinde cu un preț de 8 lei și 44 de bani. Fiecare litru de GPL se vinde în Polonia cu un preț mediu de 3 lei și 88 de bani.